Iar să nevoiți să fac trei părți până la urmă pe această zi de 24 iunie, deși am specificat că probabil nu o să vedem foarte mare activitate astăzi cu toate targeturile noastre, dar piața uneori ne surprinde și vedem nu doar că am obținut acel sell din zona noastră când prețul a reușit să spargă uie purle în zona de 39,95-39,91 39, și am o sell-off până la targetul nostru 39,63-65 discutam de acele oportunități și vedem distanța această zonă, acel potențial buy până la 39.86. Repet, n-am transferat această mișcare, însă membrii comunității noastre au făcut-o. Asta vreau să vă arăt. Aici era când discutam, dacă vă amintiți, înainte de live stream, întrebam un membru dacă am ca să intru în tranzacție și am specificat că nu, momentan sunt un spectator, sunt la 4 și 16 pe minute, practic 9 și 16 minute în Statele Unite, dar apoi imediat undeva la 4 și 20, 4 și 19, 19 5 ceva de secunde și va ajunge acesta. A oportunitate pentru short când prețul a făcut break la Weweb-uri, dar vedem, sunt membrii care au tranzacționat și cu reward-uri foarte, foarte bune, poate chiar mai mult decât ale mele astăzi. Cu siguranță nu este ușor să faci live trading și să mă uiți și pe alte monitoare să încerc să și discut sau să explic exact la ceea ce mă gândesc, însă am zis să fac un mic efort ca să vedeți cum reacționează prețul la zonele noastre și exact la ce mă gândesc în acele momente sau ce scenarii urmăresc în funcție de ce face piața și vedem, acest am puțin mai devreme, că dacă o să obținem, probabil mă așteptam să ating overnight low abia după inventori, dar vedem prețul face break la 39, 63 face break chiar apoi pullback retest și atinge overnight low la 39, 36. exact ce discutam în ultimul video și plus văd o mulțime de membri care probabil au profitat de mult mai multe mișcări. Într-adevăr, discutăm între noi ce facem, dar să nu cadă cineva că la noi comunitate sunt la modul semnale, intră baia acum, dă short acum, nu, nu, nici de cum, da, discutăm tranzacții, oportunități, webinarii de market recap, etc., etc., avem canale cu mentor și cu întrebări, întrebări pentru webinar, webinar săptămânal și o mulțime de alte lucruri, însă scopul este să încercăm să facem cât mai mulți trader care să funcționeze singur, care să țină cont de Rizzy World și... Să încerce să devină profesionist sau, dacă nu vor să facă o carieră în trading, să se privească bursa ca un hobby și job part-time, însă să reușească să facă o susă devenit. de Înainte să închei, mai vreau să punctez un lucru important în opinia mea, pentru că am văzut o mulțime de traderi sau de oameni la început de drum care au, în opinia mea, o mare dilemă. Ok, și cum acest scalping da, sau tranzacții de intraday grafice de un minut, cum facem profit pentru că mișcările sunt mici, da, dar și riscul este mic. Deci, ceva foarte, foarte important de precizat și anume, și anume. Pe intra de eu personal pe graficul de petrol. Dacă, de exemplu, intri și ori la 39.90, N-am nevoie de un stolos mai mare de 10 tix. Și aș vrea stolos la, 3, la 40, de exemplu. 10 tix. De la 39.90 90 până la 39, ,65, de exemplu. Am minimul de 2 r plus, exact ce scutam în video precedent, practic 1 la 2. Da? Sau dacă riscam 1%, făceam 2%. Sau 0,5% ca să faci, de exemplu, 1%. În câteva minute doar. Deci, graficul este relevant. Poți să transacționezi cu succes intraday, scalping, știri economice, grafice de o oră, de 4 ore pentru swing trading, daily, weekly, etc. Tot timpul te raportezi la risk, reward. Risk, reward este tot ceea ce contează. Nu contează altceva. De, pentru că am, am văzut dubii la foarte multe persoane, uh, ok, dar pe intraday ai făcut doar 20 de pips mișcare, uh, nu-i profit mare, da, dar atenție, ai riscat doar 10 pips, de exemplu, practic 10, 10 cenți da, pe petrol în caz de față, 10 pips sau 10 cenți cam e piața de futures 10 ticks, stop loss și dacă ai făcut 20, cât înseamnă asta? Înseamnă plus 2R sau dacă riscai 1% însemna 2% profit. Riscai 2% însemna 4% și așa mai departe. Acest risc, acest risc, cum îi spunem noi, valoarea lui R poate să fie oricare. R poate să însemne 100 de dolari, poate să însemne 200, poate să însemne 300, poate să însemne 500, poate să însemne 1000, etc. Deci foarte mare atenție la acest lucru. Dacă sunt persoane care vă spun altceva, în opinia mea, fugiți cât se poate repede, pentru că habar n-au ce înseamnă trading, habar n-au ce înseamnă bursa dacă au zis persoane că pe scalping sau RTH New York nu se pot face profit. Dar nu este ușor? Atenție, nu spun că este ușor, nu sunt bani făcuți ușor, necesită mult screen time și experiență și ai nevoie de o educație de la A la Z ca să poți să, poți să să, 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 să știi care este contextul de higher time frame cum îl integrezi în contextul de intraday, care sunt targeturile potențiale în Destination și cum să ataci piața. Cu siguranță nu este ușor și nu spun asta. Însă spun că dacă o să găsiți persoane care specifică că nu ai cum să faci tranzacții pe intraday pentru că ești un pierzător, cu siguranță nu știu despre ce este vorba, nu a făcut bani din trading niciodată sau pur și simplu nu se pricep și nu este domeniul lor. Oricum, o zi interesantă și astăzi, cu siguranță următoarele 5% pentru o să fie și mai interesant, o să avem crudul inventories, mă aștept la volatilitate, dar deja au fost multiple oportunități de tranzacționat, așa cum au avut și membrii comunității au tranzacționat și este mai mare achitat la noi pe London, însă eu personal fac mai mult piața de New York Open, din mai multe motive am tranzacționat foarte mult și New York Open pentru piața de stocksuri plus futures SP500, petrolul. Siguran, siguranță este mult mai benefică pentru noi această piață. Bun, oameni dragi, încă o dată, mulțumesc pentru timpul acordat și pentru atenție. O zi minunată, să aveți și ne auzim curând.